Slăviți să fie Dumnezeu. Să-mi spuneți cine a biruit moartea. Puteți să-mi spuneți? Hristos Domnul, amin. Cine a biruit frica? Slăviți să fie El. Tot Hristos Domnul Fiului Dumnezeu. Cine a biruit lumea aceasta? Avem impresia că lumea ne biruiește pe noi, dar să știți că prin Hristos suntem mai mult decât biruitori, chiar și în ispitele acestei lumi, slăvit să fie Domnul. De aceea îl cerem ca puterea Lui prin Duhul Său cel Sfânt să ne însoțească și să ne dea putere ca, așa cum a fost El biruitor, și noi asemenea Lui să fim. Amin. Hai spune-mi cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea. Cine e leul din Iuda, scutul tăria mea? Hai spune-mi cine a biruit frica, cine a călcat peste ea? Cine e leul din Iuda, scutul tăria mea? Aleluia, toată inima! Dumnezeu, Doamne, ne aducem aminte că ceea ce ne face pe noi să stăm în picioare astăzi nu este îndeletnicirea firii noastre pământești, nu este, Doamne, îndeletnicirea lucrurilor pe care, Doamne, ne-am însușit de-a lungul vieții acesteia, ci este pur și simplu viața care vine din Tine și mai cu seamă viața care vine din Golgota, locul acela unde, care în aparență poate însemna moarte dacă te uiți fără băgare de seamă, dar totuși locul acela înseamnă viață, pentru că pe locul acela a stat Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, și de aceea în loc de moarte avem viață prin El. Și haideți să cântăm din toată inima Lui. Hai spune-mi cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea? Cine e leul din Iuda, scutul tăria mea? Hai spune-mi cine a biruit frica? Doamne, Tu ai călcat-o în picioare, slavă-ți-e, Fiul lui Dumnezeu!
să fie El, glorie Lui în veci de veci. Slavă ție, Domnule! Cântarea spunea, tot puternic, Tată, a toate Creator, Domn peste toate, prin Duhul Sfânt dai viață, pe Fiul ni l-ai dat, Iisus Salvatorul. Cred în Dumnezeu ca Tată, cred în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul care dă viață, în Dumnezeul viu, slavă ție. Și aș vrea din toată inima să cântăm această cântare ca o laudă la adresa lui Dumnezeu. Mai apoi, fratele Nicu, Domnul să-l binecuvinteze, ne va sluji la următorul îndemn pentru rugăciune. Domn peste toate, prin Duhul Sfânt dă viață, pe Fiul ni l-ai dat, Iisus Salvatorul. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu. Cred că este o înviere, că vom trăi în veci, dar eu cred în al tău Sfânt nume. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu. Și dreptate pe cruce ai murit, Sfântuire. Ai coborât în moarte, în gloria înviat, în veci ești înălțat. Hristos ca Fiu, cred în Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu. Cred că este o înviere, că vom trăi în veci, dar eu cred în al tău Sfânt nume. Veșnicia vieții, cred în nașterea din nou, cred în părtășia sfântă, biserica e aici. Cred că este o înviere, Hristos va reveni, vom fi cu El doar crezând. Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul
ce dă viață. În Dumnezeul viu cred este o înviere, că vom trăi în veci. Dar eu cred în al tău sunt numele. Glorie ție, Domnul meu divin. Fratele Nicu, Domnul să-l binecuvinteze. Amin.